Un gorjan și-a bătut iubita și i-a distrus telefonul mobil. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de o femeie în vârstă de 38 de ani din localitate cu privire la faptul că în timp ce se afla în localitatea Peștișani, în urma unor discuții în contradictoriu cu concubinul său în vârstă de 37 de ani, acesta a lovit-o cu pumnii în zona capului și a amenințat-o cu moartea, provocându-i o stare de temere. În același context, bărbatul i-a distrus femeii telefonul mobil. Femeia a fost îndrumată de poliție să se adreseze instanței în vederea emiterii unui ordin de protecție provizoriu. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, amenințare și distrugere.